Bun găsit, dragi prieteni, a emisiunii Orizontul Cunoașterii. Astăzi îl avem din nou invitat în studioul televiziunii CNS pe domnul Cristi Cercilă, filolog din Bacău. Filozof și filolog. Da, bine ai venit. Da, și mulțumesc. Filozof, da. Da. Pentru că îți place filozofia, nu? Sigur, îmi place. Da. Și el a ales o carte, să vorbească despre o carte care mi s-a părut destul de interesantă. Eu n-am citit-o, dar o să aflu de la el mai multe astăzi și o să aflăm cu toții. Deci, Femei care aleargă cu lupii se numește cartea. Femei care aleargă cu lupii. Da. Ea este o carte mai veche, dar la noi nu s-a tradus decât anul trecut. Și nu prea este cunoscută. Nu prea este cunoscută. Ea e scoasă din 89. Da, da, da. Deci până a ajuns să fie tradus la noi, au trebuit să treacă 30 de ani. Da. Da, câteva cuvinte despre autoarea cărții. Da, autoarea cărții este o terapeută care se ocupă de psihologia grupurilor, a studiat grupurile individuale și grupurile separate a anumitor genuri de animale, printre care și lupii. Și atunci a făcut niște legături cu femeile. Da. Este și psihanalist, a studiat psihanaliza lui Jung. Da. Da. Și dincolo de asta, ea a fost născută într-o familie hispano-mexicană, de temperament pasional. Da. Și a fost adoptată apoi de o familie ungurească de tip de cu temperamentul vulcanic. Da. Și atunci, amestecându-se aceste două temperamente, a ieșit un amalgam de trăiri extrem de intense. Adică această carte despre femei, practic pe mine ca bărbat m-a lăsat mut, pentru că n-am mai întâlnit o astfel de abordare și nu cred că s-a mai scos până acum așa ceva de profund și de puternic vis-a-vis de psihicul femeilor. Și în general îmi place să vorbesc despre cărți, de asta am și vrut să vorbesc despre o carte. Asta s-a nimerit, eu habar nu aveam de ea până acum o lună, când am pus acolo o întrebare pe pagina mea și am primit niște răspunsuri. Și am văzut că ai postat din carte multe și ai avut multe comentarii. Da, în ultima parte am scris tot felul de inspirații din carte. Nu sunt copiate, eu nu copii de nicăieri, dar au fost inspirați pentru că cartea asta exact în momentul în care o deschizi oriunde, în momentul în care o deschideam, veneau tot felul de inspirații. Și atunci mă opream, nu mai citeam și începeam să scriu. Uh-huh. Și mi-a luat ceva timp, adică totuși am citit-o foarte repede și cumva agățat de această emisiune, ca să o duc până la capăt, pentru că ea nu se citește pe repede înainte. Ea se spune că se citește încet, cu pauze. Încetul, cu pauze. Da, este foarte înțelegi, profundă. Da, nu se poate citi așa ca să un meditez, roman sau exact. Chiar să meditezi, da. Și chiar dacă o termin, la un moment dat, tot te întorci la ea, la anumite pasaje. Deci este o carte, exact cum am povestit mai demult despre cheile genelor, o carte plină de metafore. Da. Aici la fel, avem o carte plină de metafore. Eu nu vreau să spun că sunt adevăruri, nici în cartea Cheile Genelor, nici în aceasta, deci nu consider că sunt adevăruri, ci pur și simplu sunt metafore foarte puternice, care au putere de transformare pentru cei care rezonează cu ele. Deci este vorba de autor, Dr. Clarissa Pincola Estes. Estes, da. Da, Estes. Ea a fost o călătoare în viața ei și a călătorit foarte mult și atunci cartea este scrisă pe un număr de ani mai îndelungat. A adunat o felul de povești din anumite tradiții. Dar a fost prin triburi de-astea indigene. Exact, exact. Și fiind dintr-un temperament vulcanic și pasional, fiind și artistă, poetă, pictoriță, mă rog, ea vede cu totul altfel această problematică a psihicului femeii. Deci cartea, am înțeles că are, nu știu, o colecție de povești, basme, de astea dar cu înțelesuri profunde și prima ar fi Barbă Albastră, cum se numește. Ea, practic, cuprinde o înșiruire de
basme psihologice, da, care nu sunt niște povești, eu știu, niște siropuri, nu sunt niște povești pentru copii neapărat, deși și copiii le-au citit pe unele, de exemplu Pantofiorii cei roșii sau Rățușca cea urâtă sau Fetița cu chibrituri. Ele sunt povești oculte, cu un mesaj dincolo de cuvinte, unele cu final tragic, altele mai au îmbinări și oarecum horror, așa printre rânduri, dar practic autorii au încercat prin aceste povești să transmită un mesaj ocult. Da. Deci putem spune că, dincolo de perspectiva metaforică, această carte conține o serie de povești care sunt și niște lecții de viață, care înțelese ne pot schimba nouă viața. În general pentru femei. Sigur, este, da, o carte extraordinară pentru femei, dar și pentru bărbați. Adică pentru un bărbat este într-adevăr o provocare să o citească. A fost o provocare și pentru mine să o duc până la capăt și v-am spus că m-am agățat de această emisiune ca să o duc până la capăt, să am un motiv în plus de a o termina. Și atunci v-am spus, am rămas uimit practic de ce se poate ascunde în psihicul unei femei și la fel, sunt multe femei care nu se cunosc pe ele însele, chiar și după un număr de ani, de o viață, să zic, n-au reușit să se cunoască în întregime. Și atunci această autoare pune în balanță o altă latură a femeii, latura ei sălbatică, adeseori reprimată, adeseori dată deoparte din cauze diverse. Și această latură care poate fi schimbată de anumite conjuncturi, de anumite persoane care sunt în viața lor? Persoane sau, eu știu, depinde, sunete, situații, muzică, da, eu știu, arta, deci orice amplifică acest suflet sălbatic reprimat din femeie, poate avea un efect extraordinar dacă ea este deschisă. Există un moment în care pur și simplu se ajunge la o suferință maximă din diverse motive și atunci femeia, în general, ori caută un alt drum, ori rămâne acolo cantonată în suferință. Da, într-o recenzie am citit că în carte este abordat, pe de o parte, puterea cuvântului care te poate transforma, iar pe de altă parte, transformarea adusă femeii sau femeia în diferite ipostaze. Da, sunt, da, arhetipuri. Adică da, femeia, eu știu, femeia pasională, femeia salvatoare, femeia tăcută, femeia vulcanică, tot felul de arhetipuri de femei îmbinate în acest suflet sălbatic, foarte frumos descris de această autoare. Dacă ar fi așa să trec prin câteva basme amintite aici, aș începe cu cea numită Loba. Dar asta e prima din carte? Da, asta e prima. Da. Este foarte scurtă. Da. Și conține cumva o mică povestioară, o mică descriere a unei bătrâne stând în pustiu, singură, care aduna oase. Și adunând-i-a oasele, când le găsea pe toate, începea un ritual, un cântec. Acele oase apoi începeau să se transforme într-un lup care începea să fugă, să alerge. Și lupul la un moment dat se transforma într-o femeie care jubila de fericire în alergarea ei liberă. Deci aceasta ce vrea să însemne? Aceste oase care le aduna la un moment dat, nu numai femeile, dar și bărbații pierd foarte multă energie din sufletul lor. Această reuniune a oaselor înseamnă un fel de reîntregire a sufletului. Părți care le-am uitat din noi, care nu le-am mai cultivat, de care nu am mai avut grijă, s-au pierdut în timp și atunci noi avem acolo o rană adâncă. De asta e bine că atunci când ai un moment de ăsta în care ajungi la acest nu mai pot, întoarce-te la tine însăți sau însuți și adună-ți din nou aceste oase ca să te reîntregești ca ființă. De această filozofie, ca să spun așa, este din șamanism,
Ei spun că noi ne pierdem în viața asta, ne pierdem anumite părți din suflet, făcând anumite acțiuni și aceste oase, cum ai spus tu, sunt reprezintă aceste... Da, și aceste pierderi poate într-adevăr, după această viață, ne recheamă înapoi aici. Este o teorie, nu știu dacă e adevărată, dar poate într-adevăr, pierzând foarte mult din sufletul nostru, ne reîntoarcem aici, după această viață, ca iarăși să ne regăsim cu noi. Apoi vine o povestioare, Barba Albastră, de care ați spus eu, da. Aici este vorba despre trei surori, da, care la un moment dat cunosc un bărbat numit Barba Albastră, dintre care una, cea mai mică, se îndrăgostește de el și se căsătoresc, da? La un moment dat, bărbatul pleacă, îi lasă cheile dintr-un castel și îi spune atât, nu intra în acea încăpere, că acolo nu ai voie, deși îi lasă cheia pe mână. Surorile celelalte, fiind mai dezvoltate, îi spune că cum să nu intre acolo? Intrăm acolo. Au intrat acolo, au dat de niște imagini horror și cranii și sânge peste tot. Apoi bărbatul s-a întors, i-a spus, m-a întrebat-o cum ai fost, ea a spus că i-a cerut cheia, ea nu mai vrea să dea cheia pentru că era plină de sânge, sângele nu se mai ștergea și până la urmă a vrut și pe ea să o omoare acolo. Și apare la un moment dat chestia asta, întrebarea, când ea își întreabă surorile, dragi surori, vedeți frații noștri venind? Și pune această întrebare de trei ori. Veniți, vedeți frații noștri venind? De bea a treia oară îi vede ca să o salveze. Acest număr 3 se regăsește foarte des în aceste povești mistice. E ca și cum ieșuezi prima oară, ieșuezi a doua oară, a treia oară se întâmplă ceva. Și practic această povestire cu Barba Albastră este vorba de predătorul lăuntric. Adică intrăm în viață, nu? Foarte slab, să spun. O femeie care intră în viață foarte, foarte șubret, nepregătită, neinițiată. Practic toate poveștile de aici sunt povești inițiatice. Da? Și atunci când nu avem o pregătire, o cunoaștere, noi ne ducem după instinct. Instinctul acesta de obicei ne sabotează. Și atunci apare acest predător lăuntric în care... Care ne atacă spiritul. Da, ne atacă spiritul, adică ne frânge strălucirea noastră interioară. De asta se numește predătorul lăuntric. Și atunci, uneori, avem nevoie de ceva exterior ca să ne salveze. Acum spun și pentru bărbați că este valabil, nu numai pentru femei. Dar ele fiind foarte emoționale și mai puțin, eu știu, logice în acțiunile lor, sunt mult mai predispuse la a se duce după o emoție de moment care vine și pleacă și lasă în urmă suferință. În general, oamenii își pierd acest spirit strălucitor dinăuntru lor după ce ies din copilărie. În copilărie noi avem acest spirit și toți, nu numai femeile sau fetele sau... Toți oamenii au acest spirit care strălucește în noi, dar cu timpul el dispare din cauza a ceea ce învățăm noi, a educației care primim. Nu neapărat pot spune că dispare, adică... Rămâne acolo, dar este acoperit. Este acoperit, adică sufletul acesta poate fi mereu rănit, dar niciodată ucis. Da, da. Și atunci de asta am spus... Poate fi reînviat, da. Exact. Da. Atunci când simți că nu mai poți, reîntoarce-te la tine și vezi exact care au fost pasiunile tale. Poate ai nevoie acolo de ceva, de o cultivare, ca tu să-ți revii din acea morțeală. Da. Dar și poveștile care... Poate mai spui vreo poveste dintre ele, dacă... Da, mai amintesc, dar nu neapărat. Da. Putem vorbi în general despre femei și ajungem și la... Deci această femeie sălbatică, da, care... Pentru că acolo sunt descrise și celelalte femei care și-au pierdut sălbăticia, da, și au devenit niște femei șterse, fără... Exact, în momentul în care se pierde această latură extraordinară a femeii, femeia devine un fel de femeie surogat
că devine ștearsă, obosită, epuizată, fără chef de viață, își pierde orice interes față de viața și de pasiunile ei, pe care poate și le-a uitat. Deci cum o descrie aici în carte, eu am găsit, una dintre ele este tristă, s-a depărtat de mult timp de natura sa instinctuală, s-a scuturat de latura sa sălbatică neîmblânzită, se simte mică și neputincioasă, lipsită de forță, este vlăguită și secată de însuflețire, separată de principiul său creator. Are aripi, dar nu dă din ele. Nu a mai zburat de mult și este frică. Are picioare, dar din inerție evită să le miște. Șovăiește adesea, are gâtul uscat, tresare și se cutremură. Este înțepenită și indiferentă chiar dacă uneori își iese din minți. Sentimentele sunt surde, simțirea amorțită, imaginația confuză. Și așa mai departe. Da. Deci descris foarte practic. Eu cred totuși în sinea mea că o femeie are nevoie de un bărbat asumat, ca să-și regăsească această latură sălbatică din ea. Adică fără un bărbat asumat, ce se întâmplă? Femeia fiind iubire, da? Ea are nevoie să se reverse, să împărtășească această iubire peste tot. Și dacă nu se încarcă și nu dăruiește, ea se ofilește. Deci are nevoie și de un bărbat care să o iubească din toată inima, deci să-și reverse și bărbatul dragostea asupra ei, și deci o dragoste necondiționată, numai în felul acesta, dacă primește o dragoste de acest tip, poate ea să reînvie, cred. Da, acum depinde și de partener, adică e nevoie de discernământ până la urmă. Poate că într-adevăr aceasta ar putea fi marea provocare a unei femei, discernământul. Altfel, și știu multe cazuri de femei care au intrat în căsnicii, au ieșuat după câțiva ani, au rămas acolo blocate, și foarte greu mai ies, adică practic au eșuat în făcând o alegere dintr-o emoție toxică, să spunem, pentru că pe urmă au dat de un partener toxic. Haideți să mai spunem despre o povestioară care se numește Pantofiorii Roșii și este foarte frumoasă, dar foarte dramatică, adică eroul din poveste nu reușește transformarea. Într-unele din aceste povești apare această eșoare. Deci, unele au final pozitiv, altele au final negativ. Cum este și asta cu Pantofiorii Roșii. O fetiță foarte săracă, da, purtând ea acolo niște pantofiori roșii cusuți dintr-un postav cu mâna ei, ea se mândrea cu acești pantofiori. Iarăși o fetiță care nu avea discernământ, latura asta a femeii, și la un moment dat găsește o bătrână care o ia la ea, cumva ca să o salveze din sărăcie. Aici iarăși aș putea face o legătură cu femeia care găsește la un moment dat un bărbat cu care se căsătorește și ea crede în sinea ei că acest bărbat o va salva de ceva, pentru că acest bărbat se presupune ca fiind înțeleptul. Această bătrână, luând-o la ea, îi confiscă totul. Ia acești pantofiori roșii și cumva o supune. O supune și o face sclava ei. Adică aici e vorba de bărbatul care, după ce se vede cu saci în căruță, da, femeia se îndrăgostește, totul roz pe moment și la un moment dat, după câțiva ani, bărbatul devine tartorul în care supune femeia și confiscă totul. Și atunci femeia începe să sufere, pentru că nu mai are libertate de creație, nu mai are nimic în ea care să o mulțumească. Ei, și la un moment dat, fetița noastră, nepregătită și neștiutoare, pleacă și de la această bătrână, își cumpără alți pantofiori roșii, pentru că era setată pe această culoare roșu, care e culoarea pasiunii și este culoarea primei ceacre, da, culoarea în care dacă ieși numai acolo pe prima ceacră, acolo e multă suferință, mult carnal. Și trăiește în planul fizic. Planul fizic, da. Și fetița cu acești pantofiori roșii, la un moment dat, nu mai poate să-i dea jos din picioare, pentru că ea începe o dependență să se nască în ea față de carnalul ei, de pasiunea ei. Și pantofiorii, la un moment dat, încep să danseze singuri, la nesfârșit. Și ea nu mai putea să-i scoată din picioare. Și atunci intervine un călău
care încearcă prima oară să-i scoată papucii, dar nereușind îi taie picioarele. Și așa se termină povestea. Și asta înseamnă pur și simplu că există parteneri călăi, victimă călău, victimă călău, mereu în căsnicii, mai ales multe variante de astea în care totul e frumos la început și după un număr de ani bărbatul călău ascuns din el însuși se dă pe față, că nu mai are pe urmă de ce să se ascundă după degete. Și multe femei eșuază așa, altele reușesc să se separe. Putea spune că tăiatul picioarelor reprezintă tăiatul aripilor, deci femeia nu mai poate să zboare, nu mai poate să danseze, nu mai poate da. Nu mai poate să fie ea însăși. Da. De acolo nu mai există nicio latură sălbatică în această femeie, clar. Deci își pierde această latură sălbatică și când spun sălbatic, nu mă refer la... Adică nu e ceva sălbatic în sensul rău al cuvântului, ci în sensul de... Prinde viață și... Prinde viață, da, de vitalitate. Legătura cu natura. Exact. Da. Vitalitate înseamnă sălbatic aici. Da. Da. Apoi mai avem fetița cu chibrituri, iarăși, o poveste care o știe toată lumea. Din povestea lui Andersen. Da. Da. Poveștile ale Nordului, care au un sens mistic, și Andersen și frații Grimm. Da. Fetița cu chibrituri, iarăși, o poveste extrem de scurtă, dar extrem de adâncă. Deci o fetiță foarte săracă, mereu apare chestia asta în aceste povești psihologice, cu sărăcia și încercarea de a ieși din această stare. Deci fetița noastră cu chibrituri, stând ea pe stradă în frig, încerca să vândă niște chibrituri. Deci încerca ea să facă ceva, dar nu într-un mod constructiv. Ea lua un chibrit cu jumătate de penny și încerca să-l vândă cu un penny. Și trăia ea în starea aia acolo de sărăcie și suferință. Și practic ea se identifica cu această suferință acolo, pe stradă. Și ce face la un moment dat? Începe să aprindă câte un chibrit. Iarăși apar trei încercări. La prima aprindere a unui chibrit apare o sobă care o încălzea. Chibritul se stinge, soba dispare. La a doua încercare apare o masă plină de mâncăruri în care ea începe să savureze, dar iarăși dispare și acea masă. Și la a treia apare un brad de Crăciun. Și care este aici legătura? Legătura este că sunt femei care trăiesc în această inerție toată viața și ele practic trăiesc în acest vis. Adică ele aprind niște chibrituri pe moment, da? Încearcă ceva, dar nu într-un mod constructiv. Și atunci ele rămân în acest vis, mai aprind un chibrit, eu știu, la modul, mai merg la un curs, mai citesc o carte, mai se uită la o emisiune, dar nimic esențial acolo. Și atunci nu evoluează nimic. Nu evoluează. Dar prima parte a emisiunii era la sfârșit, revenind pe o pauză de publicitate. A revenit în partea a doua a emisiunii și o să încep cu un citat despre femeia sălbatică, cum o descrie autoarea. Deci cealaltă femeie este vie, sălbatică, materie brută, frumusețe și brutalitate în stare pură. Este instinctivă până în măduva oaselor. Vrea să alerge, să simtă vântul libertății fluturându-i pletele. Această femeie aleargă, aleargă și pe măsură ce aleargă se simte una cu alergarea sa. Simte însuplețirea. Își ascultă glasul și le permite și celorlalți să-l asculte. Această femeie dansează cu oamenii și cu lupii. Are o mie de ochi, ochii intuiției și a instinctelor, dincolo de care privește lumea și lumea o privește prin ei. Este plină de forță și forța ei se manifestă creativ, descătușat, lipsit de inhibiții. Această femeie este nesupusă încă. Cum spuneai tu. Și așteaptă să fie supuse sau cum? Hey, nu neapărat o supunere probabil, în sensul rău al cuvântului. Nu așteaptă, dar se întâmplă câteodată. Da, dacă este supus, atunci aș pierde aceste laturi le pierde. Deci, practic, ea are nevoie de un partener care să amplifice aceste laturi, nu să le zdrobească. Aici e marea găselniță. Dacă găsești un astfel de partener care să te susțină în ceea ce ești tu ca femeie. Da. Puțini oameni, puțini femei, puțini bărbați care își găsesc partenerul ideal, care să-i ajute ca să crească, să se descopere pe ei. Să crească spiritual, pentru că la un moment dat, într-adevăr, relația curge
Și o relație este formată din două suflete. La un moment dat, să spunem, un suflet crește, celălalt stagnează sau descrește chiar. Și atunci ce se întâmplă cu această relație? Începe să fie acolo tulburare, dacă cel care crește nu reușește să-și tragă partenera sau invers. De obicei, femeile cresc spiritual ele sunt căutătoare. Da, femeile sunt mai deschise, sunt mai intuitive, deci au latura asta yin, recepționează mai ușor, pe când bărbatul transmite, el este mai puternic, mai... Da. Și asta vreau să zic că în cazurile astea, cel care crește și are discernământ, pentru că crescând spiritual înseamnă și că capeți un oarecare discernământ, atunci e nevoie ca de răbdare cu partenerul tău care poate, spunem, are nevoie de mai mult timp ca să iasă, eu știu, din niște condiționări, din niște tipare de astea, eu știu, niște credințe de astea limitative. Tu ești cu spiritualitatea, el e cu religia sau invers și atunci se nasc aici niște conflicte. Da, unii mai spun că trebuie să-ți găsești sufletul pereche. Deci acesta ar reprezenta sufletul pereche. Cu toate că eu nu cred că este un suflet pereche, dar când îți găsești o persoană cu care te înțelegi foarte bine, poți să spui că este sufletul pereche. Da, numai că au fost și cazuri în care acest suflet pereche a ținut relația câțiva ani și pe urmă s-a dus cu sufletul pereche. A venit alt suflet pereche la rând. Da. Acum sunt... mulți care spun că în viața ta întâlnești persoane de care ai nevoie ca să crești, deci ca să înveți niște lecții de la persoanele respective, indiferent cum se poartă cu tine, tu ai nevoie de aceste lecții. Da, putem spune și așa, pentru că nimic nu e întâmplător. Da. Bun, haideți să mai spunem despre o povestioară care se numește Rățușca cea urâtă, aparține lui Andersen, da? Da. În care aici apare exilul lăuntric. Deci această rățușcă nu neapărat urâtă, dar diferită, da? Este pur și simplu alungată de mama ei, care și ea, la rândul ei, era separată de sinele său sălbatic și atunci nu putea să o suporte în preajma ei. Și atunci această rățușcă pleacă undeva departe ca să nu mai simtă toată această presiune de a nu fi suportată de nimeni. Și presiunea aceasta o face să se refugieze, pentru că nicăieri nu era acceptată, da? Iarăși aici avem tatăl care este absent. El a avut aici doar rol de însămânțare, dar apoi nu s-a mai implicat deloc emoțional cu copilul său și apare acest tipar foarte des în relații. Deci bărbatul numai cu rol de însămânțare, apoi absent. Și această rățușcă, când este ea în procesul ei de transformare, în momentul în care vede la un moment dat, în tristețea ei acolo, un stol de lebede zburând pe cer. Și atunci se aprinde ceva acolo, în inima ei. Și iarăși, aici avem femeia tristă și nefericită, care are nevoie și ea, la un moment dat, de un imbolt să iasă din această pușcărie, pur și simplu, a neacceptării, a exilului. Multe femei sunt exilate în propriile lor căsnicii, adică oameni care trăiesc acolo în vieți paralele, este ca și cum ar fi un fel de prostituție oficială. Oamenii nu se mai iubesc, ei trăiesc împreună, dar în lumi cu totul paralele și n-au ajuns să-și cunoască sufletele. Sunt oameni care trăiesc o viață și nu-și cunosc sufletele unul cu altul. Și apoi moare unul și începe boceala și jelirea celuilalt, dar este total ilogic, pentru că ce bocești până la urmă sau ce plângi dacă tu n-ai cunoscut niciodată sufletul acelui om? E un paradox. Da, este ca o povestire cu un țăran care a găsit un ou de vultur și l-a pus să crucească la o găină și a ieșit un pui de vultur care mergea cu pui de găină la un loc și nu știa, el zicea că este găină, până când într-o zi a văzut zburând pe cer un vultur
Și a spus că, ia uite ce pasăre frumoasă da. Este acolo. A văzut un vultur. A văzut trebuie vultur, să dar, vadă ceva da, care să fie mai sus da, decât el și spiritual. Și l-a admirat. Dar el nu și-a dat seama că, deci a trăit până la sfârșitul zilelor, considerându-se un pui de găină cu toate, că el putea să zboare. Așa suntem și noi, oamenii care nu își găsesc, adică se stă o stare aia așa și nu se ridică. Da, pentru că cu toții intrăm în această viață cumva așa, mai mult sau mai puțin alterați. Da. Nu cred în varianta asta că va intrăm în viața așa puri. Să spunem că intrăm și puri, dar cum se spune și acolo în Biblie, ca să mai amintești și de ea, blânzi ca porumbei, dar înțelepți ca șerpi. Dacă ești doar blând ca porumbelul, n-ai făcut nimic. Ești fețița cu chibrituri, ești rățușca cea urâtă, n-ai făcut nimic. Trebuie să capi și înțelepciune și discernământ în viața asta. Da, dar te referi la Biblie ca și cum ar fi niște învățături care nu prea merită citite, dar sunt învățături foarte bune, dar nu le înțelegem, nu? Ca și poveștile acestea. Deci, da, probabil da, dacă aș studia Cabala, dar nu am făcut-o, da, nu mi se pune. Da, acolo explică foarte mult. Acolo toate sensurile din Biblie sunt mistagogice, dincolo de cuvinte. Da. Deci, ei, practic, dau un alt sens acelor înțelesuri aparent literare. Da, da? Ei explică Cabala în funcție de alfabetul lor, e da, alfabetul ebraic da, și văd ce litere sunt în cuvânt. Și ok, haideți să mai trecem la o mică povestioare da, care da, se numește Ursul cu luna în piept. Da. Aici avem femeia căsătorită în căreia îi pleacă bărbatul de acasă undeva într-un război și când se întoarce ea nu-l mai recunoaște pentru că el e extrem de furios. Și această furie aici vine în față, această furie care se vrea îmblânzită. Furia din tine însuți, angoasa, nefericirea, tot acest consum interior. Și această femeie, vrând să-și împace bărbatul, să nu mai fie în această furie nebună, încearcă să caute o soluție, găsește o bătrână, iarăși apare această bătrână mereu în fiecare poveste aproape, care îi dă un leac, îi spune du-te în pădure și caută un urs cu semilună pe piept și adă de acolo un fir de păr. Ea se duce și aici apare iarăși călătoria inițiatică, se duce să urce un munte. Iarăși, muntele ăsta are trei etape, deci partea de jos, de mijloc și de sus, vârful. În momentul în care începi să urci, ești la bază, dar totuși n-ai început să urci, ești la bază. Acolo e conștientizarea, spui, da, am o problemă, vreau să fac ceva. Doar conștientizezi. Dar este momentul când începi să-ți dai seama că mai este și altceva și vrei să cunoști, începi da, după aceea să urci. Da, da, este o etapă. Alții da, n-ajung nici la etapa asta. Da. Da. Dar acest moment al conștientizării este un far acolo. Se aprinde ceva. Încep să vezi cumva viața altfel, dar normal că nu-i de ajuns. Adică poți să stai la baza muntelui toată viața și spui, le conștientizez atât de multe chestii extraordinare. Adică sunt un teoretician fabulos și conștientizez de numai, dar să fac un pas niciodată. Deci sunt oameni de ăști, mulți. Majoritatea. Deci majoritatea oamenilor intoxicați spiritual, care vezi și nu online, că acolo e cumva mediul cel mai ușor de a te expune așa cum vrei tu, cum ai vrea tu să pari. Și observând, deci văzând tot felul de tipuri de oameni, îți dai seama cam care este pulsul, nu? Și vezi câți sunt cu adevărat cei care au ridicat, care au început să urce și care n-au început să urce. Da. Se cunoaște. Sigur, asta se pleacă de la teorie, de la cărți, da, de la. Deci e important pasul ăsta. Da. Mie îmi plac foarte mult cărțile. Da, 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 deci da, niciodată nu o să accept varianta spiritualiștilor care spună la un moment dat, adică dacă ești spirit și așa, nu mai ai nevoie de cărți, de cunoaștere asta. Ba, ai, pentru că și cultura asta are un rol. Deci nu poți trăiești așa ca un sălbatic, dar în sensul negativ al cuvântului, adică un sălbatic necizelat, pentru că sunt și femei sălbatice necizelate, care sunt primitive. Ele nu au discernământ și nu au nici cultură și atunci cu ele se iau doar după instinct, acțiune, reacțiune, compulsivitate foarte mult.
Apoi, urcând, începând să urci, apar testele, deci în timpul urcării până sus, apar testele cunoașterii tale. Tu începi să te inițiezi făcând pași, mergând, nu stând pe loc și așteptând să vină un maestru și să te ia, hai cu mine, că tu acum ești pregătit. Nu există așa ceva, tu te pregătești mergând. Iar vârful unde ajungi este înțelepciunea, dar și aceea necesar să o cultivi, să o hrănești, pentru că și psihicul nostru de se schimbă, atitudinea noastră se schimbă. Nu se schimbă neapărat simțirea în noi prin această călătorie inițiatică, cât se schimbă, eu știu, atitudinea noastră în fața vieții, în fața unor ocazii, în fața persoanelor, firca rămâne în spate, apar alte oportunități. Și atunci așa căpătăm discernământ și așa creștem sufletești. Deci putem spune că și cărțile sunt niște maestri, numai că sunt niște maestri de diferite facturi, ca să spun așa. Deci sunt maestri buni și maestri răi. Sunt cărți care sunt, care, nu știu, poate sunt virusate. Poate în care, toate laturile unei arte există latura luminoasă și latura mai puțin luminoasă, nu-i spune neapărat întunecată. Vedeți așa, această copertă. Deci este o copertă care arată o umbră a unei femei. Da, da. Latura ei ocultă. Dar și acea latură este important. Nu ești numai iubire și lumină. Ai multe laturi care tu nu vrei să ți le arăți pe față, de frică, de rușine, dar ele te sabotează din spate. Nu poți trece peste ele. Da, dar așa cum am spus despre cărți, că sunt maestri, așa sunt și persoane, maestri. Unii sunt maestri care au ajuns să trăiască starea de, nu știu, starea de conștientizare, de conștiință. Și sunt maestri care sunt numai cu numere. Și depinde ce, deci aici depinde de discernământul celui care își caută un maestru, pentru că poți să găsești un maestru care nu este cu adevărat maestru. Da, dar sunt etape în viață, adică e bine că lumea caută și merge la cursuri, la maestri. Problema că este interesată. Da, este interesată, dar problema apare în momentul în care rămâi acolo foarte mult timp și nu mai ieși. Și acolo poate fi un fel de pușcărie. Da. Și ai impresia că e ceva, dar tu nu mai dai înainte deloc. Deci am observat oamenii care se complac, intră într-o anumită grupare spirituală și rămân acolo viața. Da. Și nu mai este acolo cu toate, că sunt, deci nu s-au văzut în gruparea respectivă persoane care s-au ajuns la eliberare. Dar ei rămân acolo. Rămân, pentru că ceva i-a sedus. Socializarea, nu știu. Exact, socializarea și poate atașamentul vis-a-vis de acel maestru. Dar dacă e un adevărat maestru, el te lasă să pleci. Așa. Nu te ține acolo la nesfârșit. Așa. Pentru că el îți dă un anumit gen de cunoaștere. Deci acești maestri, atât de vizualizați sau citați pe internet, ei sunt axați, de obicei am văzut, pe un anumit tipar pe care ei rămân acolo toată viața. E tiparul lor. Dar poate nu ești tiparul tău pentru toată viața. Dacă ai rezonat pentru o perioadă și la un moment dat nu mai simți nimic. Păi de asta și omul își alege un maestru cu care rezonează. Da, important este, chiar dacă treci prin această etapă a, nu știu, calea devoțională. Și e bine, cred că orice om simte nevoia asta să se apropie, cei religioși se apropie de un preot, cei spirituali se apropie de un maestru, dar la un moment dat apare ceva în tine însuți, care se, copilul interior, se trezește și nu mai ai nevoie de un maestru. Vezi toate aspectele astea, nu le mai judeci, le pui în balanță, dar tu știi că pentru tine, doar tu pentru tine contezi, adică doar tu pentru tine doar tu îți poți da credit ție însuți. Nimeni nu poate veni să-ți spune trăiește viața așa, așa, așa. Pentru că toate astea sunt subiective. Nimeni nu-ți cunoaște cu adevărat trăirile. Da, dar sunt persoane care și-au descoperit copilul interior, care s-a trezit fără să aibă nici un maestru. Da, da. Sunt da. Destul de mulți. Deci sunt cazuri și cazuri. Nu putem generaliza aici. Și mai degrabă spun că sunt și oameni care au căutat un maestru și l-au găsit, dar nu s-au trezit din cauza că, nu știu, n-au învățat, ori maestru n-a fost bun. Păi exact cum e în povestea asta, deci că am spus de acest urs care se vroia căutat și găsit și practic aici apare
Deci acest urs care se vrea îmblânzit este psihicul, care iarăși se vrea cultivat, se vrea îngrijit. Bun, ce-ți place ție să faci în această viață sau ce rezonanță ai tu vis-a-vis de religie, vis-a-vis de spiritualitate, vis-a-vis de artă. Dacă îți place să hrănești toate aceste lucruri, e cazul să te apleci asupra lor constant, nu odată pe săptămână. Deci constant, da? Aici e marea problemă, că se pierde această constanță și această disciplină, care poate nici măcar nu e început. Adică dacă ești la baza muntelui mereu, doar conștientizezi, nu-i nimic, e zero barat. Conștientizarea în sine nu are nicio putere de transformare, părerea mea. Deși unii merg, am văzut, sunt unele, nu știu, seminarii, cursuri, ce se mai fac acum, care merg foarte mult pe ideea asta, cu întrebări, răspunsuri, conștientizări la nesfârșit. Dacă au astea în sine un așa mare... Da, eu zic că cea mai bună muncă pe care... Deci cea mai bună practică pe care poți să o faci, ca într-adevăr să trezești copilul interior, ca să-i spun așa, că așa am început, este să te auto-observi. Deci munca cu tine însuți, să vezi când te... din ce cauză... ești țes din fire, din ce cauză te superi, din ce cauză să te urmărești pe tine și să vezi, să ajungi la motivele, la cauza lor. Așa e, să te observi pe tine, dar fără să te abandonezi în această trăire. Adică dacă poți să fii și detașat de acest, nu știu, aceste emoții care vin și pleacă, a spus de furie. Da, în momentul în care tu ai această furie, să spunem că o reprimi foarte mult și tu ești un om spiritual și ești pe o cale, dar apare la un moment dat această furie și furia aceasta îți taie tot. Îți fură tot ce ai acumulat până atunci, că n-ai umblat deloc la ea. Deci furia să o observi, să fii tu furios. Să observi, ea vine, bun, pleacă, exact cum e cu lecția iertării, care și asta are niște etape, da? Deci, sau ca și gândurile care le urmărești. Deci iertarea, să spunem, cineva te-a rănit. Da. Care-i primul impuls? Să îi fac și eu ceva, să mă răzbun, să nu mai vorbesc cu el. Aici nu poți deodată. Iertarea de obicei are niște etape. Sunt etape, da. Și prima etapă ar fi asta cu detașarea. Lasă-o un pic deoparte, nu te mai gândi la omul ăla, deocamdată, nu mai vorbi cu el, lasă un pic să treacă un pic de timp. Primul pas să nu urăști, după aceea urmează iertarea. Nu prea poți de la început. Da. E vorba și de toleranță, adică să te abții măcar de la răzbunare. Apoi e și uitarea, practic. Nu neapărat o amorțeală a creierului, cât a lăsa acea persoană un pic în fundal. Și apoi devine iertare în momentul în care nu mai simți mânia și nevoia să te răzbuni. Nu mai simți furia aia împotriva acelei persoane. De-abia atunci e iertare. Dar contează și comunicarea, adică să vorbești cu acea persoană, nu mai tu să spui că ai iertat-o în tine însuți, dar să nu-i spui nimic acelei persoane. Contează. Da. Deci contează ca după ce tu ai iertat-o să comunici cu ea fără să ranchiună, fără supărare. Dar sunt puțini care reușesc să realizeze acest lucru. Pentru că ne e frică. De obicei bărbaților le e foarte frică să comunice, le e foarte frică să își dezvăluie trăirile, le e foarte frică să spună un simplu te iubesc, când e cazul. Da, le e foarte frică să vorbească despre femei. De obicei ați văzut cum vorbesc bărbații despre femei pe la colțuri, șușoteli și cu bârfulețe de astea și în colțul gurii, așa. Dar nu vorbesc deschis, că le e frică. Deși ei poate sunt prinși acolo, ar vrea ei mai mult să se deschidă, dar nu știu cum. Că femeia aia așteaptă de la tine un pas, nu neapărat să vii tu pe calul în aripat, să vii tu așa cum ești. Da, la femeia sălbatică, femeia sălbatică este o femeie care este sănătoasă, care este plină de viață. Pe când o femeie care este domesticită, ea începe să se îmbolnăvească, începe să sufere de tot felul de... Da, aveam aici un citat. O femeie sănătoasă este o lupoaică, puternică, viguroasă, plină de viață și de energie, conștientă de teritoriul său, inventivă, loială, dinamică, desprinsă de natura ei sălbatică. Personalitatea femeii devine sărăcăcioasă, ștearsă și fantomatică.
Vedem mult tiparul ăsta în societate, a femeilor fantomatice, care este total... Care nici nu le remarci când treci exact, dar nu sunt ele însele acolo, nu sunt ele. E o femeie surogată acolo, ceva s-a dezechilibrat. Da, poți să spui că este o femeie fără suflet, după cum se poartă. Are sufletul, dar sufletul este acoperit. E amorțit, este amorțit. Da, deci multe femei în această stare de amorțială spirituală, care se complac doar într-o căsnicie de asta fadă, da. Și atunci creativitatea nu mai există. Dar aici contează foarte mult ego-ul personal al fiecăruia. Deci cu cât ego-ul este mai mare, cu atât femeia este mai domestică. Pentru că nu mai poți să mai spui că este o femeie sălbatică dacă ego-ul este mare. Ego-ul este mare. Ce înseamnă că ego-ul este mare? Păi ce înseamnă? Raportat la ce? Raportat la cum vezi tu lumea, adică tu te vezi mai mare decât ceilalți. Mm. Ai un ego puternic și nu vezi și în interiorul tău, vezi numai în afara ta și faci comparații între tine și ceilalți, te consideri pe tine mai presus de ceilalți. Și atunci nu mai poți fi în armonie cu... Da, natura, dacă vorbim un pic de ego, nu sunt adeptul luptei împotriva ego-ului. Nu asta vreau să spun, că nu trebuie să lupți împotriva ego-ului, ci ego-ul să nu te conducă. Să nu te conducă, da. Pentru asta trebuie discernământ, adică practic cu toții suntem egocentriși, nu există o dizolvare a ego-ului aici totalmente, nu există așa ceva. Dar într-adevăr, dacă ajungi să nu te mai conducă ego-ul și personalitatea, e un mare pas acolo, într-adevăr, cu ești cineva, adică ai căpătat discernământ. Cu cât ești mai tolerant cu ceilalți, cu atât ego-ul tău este mai mic, cu atât accepți de la ceilalți, adică îi lași și pe ei să-și pună părerea, să facă... Da, să nu... Nu spui că tu știi toate, tu... De exemplu, eu personal, de când scriu pe Facebook, sunt într-un proces, eu îmi dau seama de lucrul ăsta, de când am început să scriu, practic a început o inițiere a mea. Dar inconștientă cumva, atunci când m-am apucat, habar n-aveam unde o să ajung, adică, și vedeți că și această emisiune tot de acolo a plecat. Dar se întâmplă ceva la un moment dat, sufletul tău râvnește atât de mult după ceva care nici el poate nu poate exprima. Și atunci nu mai poți stopa lucrul ăsta, te duci acolo, pur și simplu, și începi această călătorie. Și dacă mă iau și pe mine în vizor, și eu aveam înainte mult mai mult accente de astea egocentrice, impulsivitate în comentarii. Uneori mai răspund și acum mai impulsiv, dar depinde cui. Depinde cui, pentru că unii au nevoie de niște comentarii mai dure, alții nu. Da. Și atunci... Pentru că unii chiar comentează prin niște vorbe fără sens. Da, când te simți foarte ipocrit, atunci am grijă de tine. Da. Dacă nu ești ipocrit și ești foarte simplu, atunci e foarte ok pentru mine. Indiferent, simplitatea mă doboară. Dar emisiunea noastră s-a terminat. Și o să închei cu un citat despre femeia care... Femeia sălbatică. Deci o femeie trebuie să fie dispusă să ardă, să ardă de pasiune, să ardă de cuvinte, să ardă de idei, să ardă de dorința pentru ceea ce iubește ea cu adevărat. Foc consistent trebuie să se afle sub viața creatoare a fiecărei femei. Deci să le urăm femeilor să ardă. Cu da, să fie plată, ele însele, să fie însele și să se redescopere permanent. Da, mulțumesc. Cu plăcere și eu mulțumesc. Vă aștept și altă dată. Mulțumim telespectatorilor. Și le urăm toate cele bune și la revedere!